Până la deschiderea sezonului de pășunat mai e cam o lună, dar ciobenii deja au ieșit cu oile la iarbă verde. Ei spun că le scot puțin cu miei, să le învioreze și să le adape. În sezonul nu s-a deschis oficial. Așa nu, dar le scoatem așa câte o leagă. Ducem și la apă și apoi ne apuc. Drept că primăvara aceasta nici iarba nu e prea verde. Nu au fost ploi, nici zăpadă și animalele nu au ce paște. Da, noi este cam slut cu iarba. Da, da, ploile, slut, cu aiș, cu vac. A da, ploile, așa și o leagă de lapis la oiță. Numai îți dă ierbuză. Tătă iarna nu ne-o nins deloc. Și o nins, o leagă o nins. O dat o ploaie bună. De la ploiță așa e gata, nică, tot vânt, iarba nu crește, deși o crește pe jos. Apa din râul Cogâlnic este murdară, afirmă ciobanul, și oile nu vor să o bea. Iar ulucul de la fântâna din preajmă cineva l-a deteriorat și acum oițele așteaptă apa lângă fântână ca pe vremuri. Apa e slut, n-ai o să-i dai. Duci la canal, apa e murdară. Cât îi dăm la uluc, am trebuie să faci uluc și dăm oiți la apă. Dacă i-a dă pe oile la apă. Adică de la fântână, nu din... Care beau de acolo, dar altele beau de la fântână. E scurat, înțelegi? Apă. Da. În preajma sărbătorilor de Paști, miei sunt pregătiți pentru vânzare. Ei ajung la greutate de circa 15-20 de kilograme. E lute, dar care e mai frumos? Și ca să o ales în sămânță, dar care e mai slăbuț, dar ar să vadă și să fac cu dânsa, da. De răbăcuței? De răbăcuței, dar mai taie, dar și faci, da. E mai frumos să-l tai, mai mărânt să-l las și să-i faci, știi? Dacă îți doi la oaie, nu dovedesc cât suc, dar n-au așa la lap, dacă mană nu e anul ăsta. Pe vremuri, pilicelele de cârlan erau la mare întrebare. Acum, căciula tradițională, pincile și cojoacele nu mai sunt atât de actuale. Din acest motiv, pilicelele sunt mai des aruncate. Da, trei eu, dar mâine nu. Nu strâng nici chelișele, nici. Taia am o chileș ca de la câini. Nu se întreabă chileșele. Ciobenii spun că anul acesta vor trece prin grele încercări. Din lipsa ploilor și zăpezii, pășunile sunt mai mult uscate decât verzi. Acest fapt se va reflecta sporit la nivelul de producere a lactatelor și masei musculare a oilor.